Ținând cont de sărăcirea accentuată a populației, conducerea primăriei a decis ca tichetele sociale acordate populației defavorizate să fie acordate de 4 ori pe an și nu de 2 ori ca până acum. În ultima ședință de Consiliu Local s-a aprobat regulamentul de acordare a tichetelor sociale, care prevede că acestea vor fi acordate unor categorii sociale mai numeroase, ale căror venituri pe membru de familie sunt mai mici de 1000 de lei. După cum bine știți, săptămâna trecută am avut ședință de Consiliu Local, iar printre proiectele pe care le-am avut pe ordinea de zi, s-a numărat și cel privind acordarea de etichete sociale. Am modificat regulamentul de acordare a acestora în sensul că am majorat suma pentru care se pot acorda aceste etichete. Am luat în considerare faptul că în ultimii ani au tot crescut veniturile și atunci ar trebui să actualizăm suma. De aceea am inițiat acest proiect de hotărâre și, așa cum știți, am stabilit ca o categorie mai mare de persoane să poată fi beneficiare al acestui proiect. Și, ca să reamintim, categoriile de persoane care pot primi aceste etichete de 4 ori pe an, în valoare de 50 de lei fiecare, sunt familiile care au cel puțin un pensionar, familiile care au persoane cu handicap, persoanele singure pensionare care au domiciliu sau reședința în municipiul Roman și care realizează venituri sub 1000 de lei pe membru de familie. Pentru a primi aceste etichete, persoanele beneficiare trebuie să depună un dosar la Direcția de Asistență Socială. Ca și în ceilalți ani, am păstrat același mod de lucru, în sensul în care să se depună dosarul o singură dată, pentru a nu-i pune foarte mult pe drumuri, dar în obligația lor constă faptul că de fiecare dată când apare o modificare în ceea ce privește situația acelei familii, în termen de maxim 10 zile trebuie să se prezinte pentru a aduce la cunoștință această modificare. Conform regulamentului pentru obținerea dreptului de preluare și utilizarea tichetelor sociale în vederea achiziționării de alimente de bază și medicamente, fiecare persoană care se încadrează în cuantumul stabilit de hotărâre, adică obține venituri mai mici de 1000 de lei de persoană, va întocmi un dosar o singură dată pe an, în care vor fi depuse următoarele documente: cerere tip și declarație pe proprie răspundere pentru acordarea tichetelor sociale, copie după cuponul de pensie sau indemnizație de handicap în luna anterioară depunerii dosarului, declarație pe proprie răspundere că nu realizează venituri soțul sau soția, dacă este cazul, copie carte de identitate, împuternicire de ridicare a indemnizației dacă persoana nu este deplasabilă. Tichetele sociale se acordă de 4 ori pe an în următoarele perioade: 21 martie, 15 aprilie, 20 iunie, 4 iulie, 26 septembrie, 10 octombrie și 5-19 decembrie.